Salutare tuturor și bun venit pe canalul meu de YouTube. Suntem la Slobozia, acasă la tatăl meu și nu m-am putut abține să nu vă arăt și vouă cum am ornat de Paști. Toată casa este plină de ramuri de brad, era să zic. Diverse rămurele înflorite. Am văzut un ornament asemănător pe Facebook și am ținut neapărat să-mi fac și eu. Rămurele cu ouă de plastic agățate. Avem și mieluțul aici. Suntem în Duminica Floriilor, la mulți ani celor ce au nume de flori, deși acest filmuleț o să fie postat probabil în apropierea Sfintelor Paști. Pentru că urmează să adaug și pregătirile culinare, bineînțeles, fără ele nu se poate. Avem aici și coșulețul cu ouă, adică... Suntem cu toate în regulă. Este Joia Mare și, așa cum este tradiția, am început să vopsesc ouă. Tatăl meu a gătit mai devreme un drop de pui și sarmale. Aici se mănâncă cu carne. Tatăl meu este carnivor, dar gătește atât de bine și dropul este așa de gustos încât nu o să rezist, o să mănânc și eu. Am început și eu să mai mănânc carne din când în când, cât mai poftesc, mai cu seamă de sărbători. Mănânc și eu carne. Și am aici un borcan cu vopsea de ouă. Am fiert ouăle, cam o oră le-am fiert la foc mic, așa le-am degresat, le-am spălat bine cu detergent înainte. Le-am fiert. Iar aici am un pliculeț mic de vopsea carmin, apă clocotită și 5 linguri de oțet. Am scufundat în borcan 2 ouă și le-am lăsat, cred că, 4 minute. Și acesta este rezultatul obținut. Cam așa arată. O să vă arăt la final ce rezultat am obținut, cum arată toate. Bineînțeles că după ce le scoateți pe un șervețel, le lăsați să se răcească și pe o bucată de șervețel sau pe o dischetă din aceea de machiantă, puneți ulei și le ungeți cu ulei. Vor fi mult mai lucioase, vor arăta mult mai bine. Am terminat de pregătit zacusca de pește. Eu o pregătesc din conservă de pește în sos tomat. Călesc ceapă, ardei roșu, ardei gras sau ardei capia. Ce am mai pus în ea? Că am și uitat. Le călesc bine, bine. Puteți să puneți și morcov ras. Și... după aceea pun conserva, bineînțeles pun și condimente, gustați,
o potriviți de sare, piper, ce vă mai place să adăugați. Dacă nu aveți conservă de pește, puteți pregăti din macrouri, dar este o rețetă mult mai laborioasă. Trebuie să fierbeți peștele cu oțet și foi de dafin, e mai mult de muncă. Acesta este produsul finit. Iar aici pregătesc salata beef fără beef, pentru că o să fac vegană. Salată beef fără carne. Și la cuptor avem și cărniță, friptură de porc, nu știu cât de bine se vede, o să arăt la final, când o să fie gata. Gata și sălățica, cam așa arată, nu e ea foarte arătoasă, dar e gustoasă, nu prea mă pricep să-mi țin maioneza pe salată, asta este. Am descoperit o rețetă pe internet de maioneză vegană din lapte de soia și ulei foarte bună și o să vă las link în descriere pentru ea. Este gata și păscuța mea vegană, numai că pe deasupra am uns-o cu ou, că nu știam cu ce să-i dau ca să fie așa strălucitoare. Iar cozonacul l-am cumpărat din comerț. Acesta Cake Mania îmi place mie cel mai mult. O să vă las link în descriere și pentru păscuță. Poate vă inspir pentru anul viitor. După atâtea pregătiri, seara, sâmbătă, am mers să luăm lumină la slujba de înviere. Iată, ne-a ajuns și în ziua cea mare, cu toate pregătirile gata, care așteaptă să fie mâncate. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! M-ai bătut! Simen! Dau și eu acum! Nu fi hoț! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Tot pe mine m-ai bătut! La o plimbare prin parc! După masa copioasă! La o plimbare prin parc. Holy water. The wind is roaring my heavy song. It's been way too long since I almost caught her. Baby, let me lay here a while until the day moves over.
Acesta a fost filmulețul de astăzi. Paște fericit alături de cei dragi și nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube.